Bună dimineața, dragi telespectatori, și bine v-am găsit în zi de marți, 14 noiembrie. Da, suntem bine dispuși, avem la îndemână și ceaiul și cafeaua, dar rămâne de văzut. Da, Anatol s-a înarmat cu tot. Da, da, pentru că, da, cine știe, poate să apară ceva imprevizibil și te ajută cafeaua, dacă nu, atunci ceaiul. De aceea încercați și voi acest lucru, să vedeți ce vă oferă mai multe senzații tare. Și eu știu ce le oferă mai multe senzații tare, toate subiectele pe care le-am pregătit pentru ziua de astăzi, pentru emisiunea de astăzi, și zic să le vadă pe scurt spectatorii, după care revenim. Zic și eu să o facem chiar acum. Astăzi la Telematinal aveți grijă ce vă doriți, căci ar putea să se întâmple. În ce mod funcționează legea atracției ne explică un psiholog. Îl cunoaștem pe cel mai puternic om din Moldova. Cum arată o zi din viața lui Valeriu Derebenciuc, vedeți în emisiune. Cele mai originale lucrări ale pictorilor noștri au fost premiate la Gala Uniunii Artiștilor Plastici. La eveniment a participat și colegul nostru, Anatol Fornea. Mai avem o rețetă sănătoasă și gustoasă. Facem un steak de conopidă, împreună cu Betty Turculeț. Dar și o legendă depusă în cărți cu vestitul conac Manuc Bey de la Hâncești. Tot astăzi vorbim cu tânăra regizoare Elena Batamanu Mărgineanu despre Reflecții, un scurt metraj prezentat la Festivalul Internațional de Film Educativ, Educhino, ce a avut loc recent la Varșovia. O felicităm pe jurnalista TVR Moldova, Elena Guțu, premiată de Academia de la Chișinău pentru promovarea științei în mass media. Și ne aduce bună dispoziție în platoul nostru Valentin Butucel, un tânăr interpret care știe să prețuiască folclorul. Rămâneți aproape! Facem exerciții de dicție ca să începem ziua cu o vorbire corectă, exprimată, articulată, da, Anatol? Da. N-ai reușit înainte de emisiune, că umblai tot pe aici. Am reușit, așa să mai cânt acolo. Vezi că parcă eram în teatru de operă și balet. Și balet, am auzit, am auzit. Eram și un bas, după care și un... Nu știu, sopran. De orice se poate de folosit pentru a avea o voce. Vrei să cânti mai departe? Vrei să cânti mai departe? Nu. Nu vrei? Lasă că o să ne cânte Valentin Butucel mai târziu când va veni. Bine, hai, dacă nu vrei să cânti, să le dăm horoscopul pentru ziua de astăzi, 14 noiembrie. Ce spui? Hai, pentru că am înțeles că e foarte bun cumva astrele. Mi-au șoptit un pic. Ți-au șoptit? Da, mi-au șoptit. Eu am ascultat ce ți-au șoptit astrele și am auzit că vor veni vești bune și se întrebăți surprize frumoase pentru unele zori, mai ales din punct de vedere profesional. Nu știu exact pentru care nativ ai zodiacului, vedem pe parcurs. Da. Așa, nativii berbec sunt foarte norocoși. Azi mai ales la locul de muncă vă puneți în evidență abilitățile, intuiția fiind datul vostru. Alexandru Leahu, el este berbecul, da, în redacția noastră și, da, băi, dar câtă intuiție să aibă, că tot timpul vine cu niște idei frumoase, tot vine cu niște reportaje și eroi interesanți. Să vedem, iarăși, surprize după surprize. Taurii au nevoie de sprijin din partea prietenilor, dar nu pentru a rezolva dezamăgirile în dragoste, dar pentru o problemă de ordin financiar. Deci, prietenii taurilor să se pregătească, să vadă dacă mai au ceva prin pușculiță, să le ofere taurilor, dacă sunt prieteni adevărați. Așa, trebuie prietenii ajutați la nevoie, nu? Da. Așa, Gemenii își pot dedica această zi investițiilor de orice fel. Astfel vă recomandă să vă țineți planurile în secret. Așa, dacă vrei să faci ceva măreț, nu spune la nimeni. Mai întâi realizează, după care poți să te lauzi. Da, și da. Este o energie negativă de la unii oameni care te poate afecta în mod negativ. Lasă că pe unii chiar imagine ceva acolo așa pe suflet și vor să le transmită informația că în curând voi obține un succes, știi? Și mulți chiar se predispun la acest succes. Deja trăiesc în viitor, cumva trăiesc succesul. E o tehnică. Uite, o să vedem mai târziu reportajul Andrei Iriciuc, a vorbit despre chestia legea asta, legea atracției. Așa este, da. Raci, am rămas la Raci. Vezi că noi cumva ne pregătim covorul roșu așa pentru Raci. Racii s-ar putea să se simte epuizați, mai ales psihologic. Și se vede pe colega mea Alexandrina și curând va reveni și la mine această stare. Aveți nevoie de relaxare și odihnă. Da. Poate chiar să mergeți într-o călătorie. Eu zic să o facem chiar acum, dar... Ai revenit abia de
la Ploiești, care călătorie gata? Asta e pentru un an întreg, Anatol, gata. Pentru un an întreg, da, poftim, mi-am luat-o. Bine, așa, suntem în bună dispoziție și să avem grijă de sănătatea noastră, avem grijă ce mâncăm, să mâncăm un mic dejun copios, bun. Copios, dar sănătos, nu doar copios și plin de grăsimi și de toate... Nu știu, iată, e timpul să vedem ce ne-a pregătit Betty Turculeț, ce rețetă delicioasă. Cum crezi? Ce a gătit de data asta? O rețetă, ceva vreun desert sau o rețetă sănătoasă? O să mă fac că n-am văzut trailerul, da? Și o să zic, măi, hai un tort, o prăjitură de aia așa cu multă cremă, cu ciocolată. Ba nu, iată că Betty a decis să pregătească ceva mult mai sănătos. O să vezi. Da, curios, hai să vedem. Dacă nu ați încercat încă să mâncați conopida gătită la cuptor, atunci trebuie neapărat să gustați acest steak. Este extrem de ușor de pregătit și durează doar 30 de minute. Ca mare majoritate a legumelor, aceasta ar trebui consumată în mod ideal proaspătă, pentru a-i maximiza beneficiile nutriționale. Dacă totuși nu sunteți amatori ai gustului proaspăt de conopidă, atunci gătirea acesteia ar trebui să fie una rapidă pentru a pierde cât mai puțin din nutrienții acesteia. Să începem! Pentru această rețetă avem nevoie de o conopidă, o linguriță de oregano uscat, o linguriță de paprika afumată, o legătură de pătrunjel, două fire de ceapă verde, o pătrime de ardei dulce roșu, doi căței de usturoi, sucul de la o treime de lămâie, patru linguri de ulei de măsline și sare și piper după gust. Vom începe prin a îndepărta frunzele conopidei și a reteza un pic cotorul, după care tăiem felii de 2 cm grosime. Conopida nu are multe calorii și deloc grăsimi. La fel, conține puțini carbohidrați și zahăr, dar e bogată în fibre. De aceea, poate fi consumată oricând, fiind o alegere excelentă pentru cei care vor să slăbească. Steak-urile noastre sunt aproape gata, iar acum le dăm puțin la o parte și ne ocupăm de sos. Într-un bol turnăm ulei, oregano și paprika afumată. Iar acum mergem la tigaie. Aranjăm steak-urile pe o tigaie grill și le ungem cu amestecul pregătit mai devreme. Le coacem la temperatura de 200 de grade Celsius pentru 20-25 de minute. Între timp, tăiem pătrunjelul, ceapa verde și ardeiul dulce. Punem toate ingredientele în bolul unui robot de bucătărie, stoarcem sucul de lămâie, turnăm ulei de măsline, adăugăm sare, piper și mixăm până obținem un sos. Au trecut 25 de minute, așa că e timpul să stingem focul. Steak-ul de conopidă este gata pentru a fi gustat. Pentru că mănânc prima dată, ar trebui să mănânc așa? E foarte bun! Pe bune, nu m-am așteptat. În afară de carne, n-am mai mâncat alți steak-uri. Se poate de mâncat cu carne de pui, carne de curcan, pește și orice vă ține fantezia. Eu zic că neapărat trebuie să încercați această rețetă și poftă bună mie! Carne de pui, de curcan, un steak de vită, de porc, poate fi consumat și astfel, steak-ul de conopidă. Da, ai văzut steak de conopidă și ai văzut cum îl servea cu furculița, cu cuțitul, se pare că mănâncă carne, nu conopidă. Da, acolo, nu știu, poate niște... Aiuta, Anatol, ori îți iei o rețetă sănătoasă, ori una calorică și nu prea benefică pentru organism. Nu poți să combini conopida cu sosuri ketchup. E adevărat că ce folos că mai faci steak din conopidă? E mai ales că avem și noi
un număr foarte mare de probleme la capitolul și diabet. Așa, și da. Astăzi avem o sărbătoare care chiar bate alarma la capitolul diabet. Da, așa, astăzi, 14 noiembrie, marcăm Ziua Mondială a Luptei împotriva Diabetului. Data a fost aleasă în cinstea lui Sir Frederick Bentinck, unul dintre oamenii de știință care au contribuit la descoperirea insulinei. Tema ediției din acest an este Protejăm viitorul nostru, subliniind importanța gestionării diabetului pentru un viitor sănătos. Despre numărul de pacienți, tratament și prevenire vorbim în cele ce urmează cu doamna Elena Bivol, medic endocrinolog, doctor în științe medicale. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit la Telematinal! Bună dimineața și bine v-am găsit! Da, doamnă medic, mai întâi de tot am vrea să cunoaștem care este situația în Republica Moldova, care este cel mai răspândit tip de diabet. Situația este una alarmantă, nu doar în Republica Moldova, dar în general în toată lumea. Se consideră că 1 din 10 persoane adulte suferă de diabet. 1 din 2 nu cunoaște că are diabet. Uh-huh. Și 4 din 5 persoane cu diabet se află în țări în curs de dezvoltare sau în țări cu un nivel economic mediu și mic. De aceea puteți să vă imaginați care este situația în Republica Moldova. După ultimele date aveam peste 170.000 de pacienți cu diabet, cu o rată de diabet nou diagnosticat de circa 7-10.000 cazuri în an, da, cazuri noi. Printre pacienți se regăsesc și copiii. Și dacă da, atunci de ce se întâmplă lucrul ăsta? Este adevărat. Avem și copii, avem circa 500 de copii. Noi avem diferite forme de diabet zaharat. Avem diabet zaharat tip 1, care apare la tineri și la copii. Este o formă autoimună de diabet, este predeterminată genetic și atunci când apare un factor de risc, un stres major sau o boală concomitentă, va apărea acest diabet. Da, dar cumva această rată a crescut din motiv că oamenii se adresează mai des la medic și sunt depistate, sunt testate sau chiar atât de afectați sunt în perioada asta, în timpurile astea de diabet? Dacă vorbim de copii, dacă vorbim de diabetul tip 1, el nu este determinat, diagnosticarea lui nu este neapărat determinată de adresarea la medic, mm-hmm. pentru că are un debut foarte fulminant. Apare un consum de lichide până la 3-5 litri de lichid în zi, cu urinări frecvente, cu o scădere în greutate de până la 5-20 de kilograme în timp foarte scurt, câteva luni, și atunci pacientul neapărat se va adresa medicului. Dacă vorbim de diabetul tip 2, este cel mai frecvent diabet în lume și în Republica Moldova, ceea ce constituie circa 90% din toate cazurile de diabet. El este cu un debut mult mai lent. Noi putem să-l depistăm după mulți ani, după 3, 4, 5 ani de la debut și, cum spuneam, din două cazuri de diabet nu cunosc despre această afecțiune. Și aici este strict corelarea cu adresarea la medic, adresarea precoce la medic. Da, și chiar dacă nu cunoaște, oricum putem face ceva pentru a reduce riscul de a dezvolta un diabet de tip 2, nu știu, prin a ne schimba stilul de viață. Cum o putem face? Bineînțeles, diabetul tip 2 este considerat boala omului modern. Suntem cu toții tentați să avem un stil de viață mai sedentar, să consumăm mai multe produse procesate, suntem toți cu mai predispuși la obezitate în ultima perioadă, nu doar că predispuși, dar suntem, tentațiile ne fac să avem un risc crescut de obezitate și toate acestea se asociază cu un risc crescut de dezvoltare a diabetului zaharat. Și este foarte simplu să determinăm cine dintre noi se află la risc și cine nu. De exemplu, avem indicele masei corporale. Dacă avem un indice a masei corporale mai mare de 30, ceea ce ar însemna greutatea împărțit la înălțimea la pătrat, automat trebuie să facem ceva, trebuie să facem anumite intervenții comportamentale prin efort fizic, prin alimentație, pentru a reduce aceste riscuri. De asemenea, este foarte simplu de a vedea circumferința taliei, care e mai mare de 80 de centimetri la femei, mai mare de 92 de centimetri la bărbați. Este automat un factor de risc pentru insulinorezistență și dezvoltarea diabetului zaharat. Pentru că dacă depistăm acești factori la timp,
în perioada de prediabet, când sunt abia primele modificări, noi putem rezolva prin dietă și prin efort fizic. Și care alte semne ne-ar da de înțeles că trebuie să ne adresăm la un medic și că am putea suferi de fapt de diabet? De obicei, riscul din familie, dacă am avut cineva în familie cu diabet zaharat, automat suntem și noi la risc. Dacă, cum spuneam, avem un mod de viață sedentar și avem obezitate sau surplus de greutate, suntem la risc. Ulterior, dacă avem careva simptome, de exemplu, o sete, o uscăciune în gură, urinări frecvente, niște răni care se cicatrizează mult mai lent sau niște infecții care mai frecvent se asociază cu noi, automat vom face testul glicemiei. Vom măsura nivelul de zahăr în sânge. Da, deci să înțelegem așa, alimentația, stilul de viață care este unul mai sedentar, dezechilibrat, dar stresul, cum poate și stresul să ne facă să dezvoltăm un diabet de tip 2? Stresul are un rol foarte important și dacă vorbeam de diabetul tip 1, care are predispoziția genetică, care este autoimun, exact stresul poate fi acel declanșator al patologiei. În diabetul tip 2, un stres continuu duce la modificarea nivelului de hormon de stres, nivelul de cortizol. Cortizolul este un hormon contrainsulinic și atunci, pe de o parte, ne dereglează secreția de insulină, pe de altă parte, noi știm că stresul continuu, iarăși, noi mâncăm acest stres, este asociat cu niște ronțăieli, cu o mâncare continuă, care de asemenea ne crește riscul și de greutate în plus și de un surplus de greutate și riscul de diabet zaharat. Să avem grijă de sănătatea noastră mentală până la urmă. Dar ce rol au aici exercițiile fizice, activitatea fizică la reducerea glicemiei, dar și la controlul diabetului? Efortul fizic are un rol de asemenea, unul dintre rolurile de bază. Și noi spunem că avem nevoie de cel puțin 30 de minute de efort fizic aerob continuu pentru a ne menține un stil sănătos de viață. Ceea ce înseamnă 150 de minute pe durata a unei săptămâni, da? Deci repartizat în 5 prize a câte 30 de minute sau în 3 prize a câte 50 de minute de 3 ori în săptămână. Efortul fizic, pe lângă menținerea stilului sănătos de viață, pe lângă menținerea masei musculare care va utiliza ulterior nivelul de glucoză în surplus, el are și rol la pacientul cu diabet. Noi putem diminua nivelul de glucoză în sânge prin exercițiu fizic. De exemplu, este un fenomen foarte interesant dacă vorbim de copiii cu diabet. În țările în curs de dezvoltare, când avem un pacient, un copil cu diabet, din cauza parametrilor sociali, noi avem tendința de a obține un grad de dizabilitate, ne considerăm niște victime acestor patologii și pe de o parte este înțeles pentru că cineva din părinți este determinat să stea acasă, să monitorizeze acest copil. Ce se întâmplă în țările cu un nivel înalt de dezvoltare, acest nimeni din părinți nu va renunța la activitatea sa profesională. Acest copil va fi dat într-o școală de sport de performanță. Acolo avem un medic care monitorizează glicemia. Acolo noi putem monitoriza alimentația și dozarea efortului fizic. Și așa ne-am trezit cu campioni mondiali la atletism care au diabet zaharat din copilărie. Sunt cazuri în Republica Moldova care au recurs și la astfel de lucruri, au scăpat de diabet și au și reușit să obțină succese. Nu scăpăm de diabet, dar reușim să-l ținem sub control. În Republica Moldova nu avem campioni la Jocurile Olimpice, dar avem sportivi de performanță, sportivi care practică cu diabet tip 1 din copilărie sau din adolescență, care practică atletism sau triatlon chiar. Da. Și astfel reușesc să-și, nu doar să-și mențină sănătatea, dar și să diminueze foarte mult doza de insulină administrată. Deci, prin urmare, este o alegere a omului. Să lupte sau să stea să se acceptă condiția și să nu schimbă nimic cumva. Da. Dar vrem să vorbim și despre metodele de tratament. Ce avansări s-au făcut în ultimul timp pentru a trata tipurile de diabet și cât sunt de accesibile pentru pacienți?
Diabetul este o problemă globală și atunci majoritatea statelor au politici naționale pentru combaterea diabetului. Dacă până acum 10-15 ani se considera că prima etapă de tratament a diabetului este dieta și efortul fizic, ne-am modificat un piculeț. Efortul fizic și dieta vor fi recomandate în prediabet. Da? Deci când nu întrunim toate criteriile de diabet. Când avem diabetul diagnosticat, vom începe prin tratament medicamentos. Și aici, alături de alte state vecine, avem destul de multe medicamente accesibile. Medicamentele se obțin prin compensare, sunt asigurate de stat. Nu există scuza că nu am posibilitate financiară de a administra aceste medicamente, avem destul de multe medicamente. Prima etapă de medicamente sunt forma pastilată care se luptă cu acea insulinorezistență despre care vorbeam sau cu un nivel înalt de insulină. Pentru că insulina în organism acționează ca o cheiță care deschide celulele pentru a fi utilizată acea glucoză, nivel de glucoză înalt pe care îl avem în sânge. Următoarea etapă pot fi alte preparate, de exemplu, care stimulează secreția de insulină a organismului sau care elimină elimină glucoza în plus prin urină. Însă, orice medicament va fi ales împreună cu un medic, pentru că orice medicament are contraindicația sa. Dacă vorbim de diabetul tip 1, avem un deficit absolut de insulină și atunci noi nu putem obține niciun efect de la nicio formă pastelată, noi trebuie să înlocuim ceea ce lipsește. Deci înlocuim insulina pe care ar trebui să o secrete organismul. Dar și aici au fost făcute mari progrese. Prin faptul că acum nu mai administrăm insulina cu acele seringi obișnuite, dar avem stilouri preumplute, niște stilouri automate care pot fi purtate în geanta pacientului și are o înaltă comoditate de administrare. Există pompele de insulină, cum ar fi un mic pager umplut cu insulină pe care pacientul îl poartă la brâu. Există senzorii glicemici, un senzor care se fixează la braț și monitorizează glicemia fiecare minut sau fiecare 5 minute și orice pacient poate obține pe smartphone-ul său sau părinții pot obține datele despre copil care este tendința glicemică în orice moment al zilei. Și în Republica Moldova aceste progrese sunt accesibile pentru oameni, să înțelegem, sau mai puțin? Dacă vorbim de stilouri, de tipurile avansate, ultimele tipuri de insulină sunt accesibile. Dacă vorbim de pompe de insulină sau senzori, nu toate sunt acoperite de către sistemul de asigurare în medicină, fiind foarte costisitoare. Însă sunt destul de multe cazuri când aceste cheltuieli sunt acoperite în cazul copiilor. Da, și spre final, doamna medic, vă rog să veniți cu niște recomandări pentru cei care suferă, de fapt, de diabet. Cum să facă ca să mențină o calitate bună a vieții? În primul rând, dacă avem pe cineva din familie cu diabet zaharat, este bine după 40-45 de ani, cel puțin o dată în an, să măsurăm nivelul de glicemie. De asemenea, dacă suntem expuși la alți factori de risc, cum ar fi obezitatea sau sedentarismul, de asemenea, vom monitoriza acești factori de risc. Însă, dacă suntem tineri fără factori de risc, haideți să facem așa ca nici să nu ne afecteze acești factori. Vom face efort fizic, aerob și nu neapărat o sală de sport, dar o plimbare de 30 de minute în fiecare seară când ne-am luat copilul sau familia și am petrecut un timp frumos afară. Alimentația sănătoasă și foarte mult mi-a plăcut comentariul dumneavoastră la ketchup. Aveți grijă la zahărul adăugat și ketchupul are foarte mult zahăr adăugat. Alegerile să fie sănătoase. Citim etichetele cu evitarea produselor care au indice glicemic înalt sau zahăr curat adăugat. Produsele de patiserie, produsele, sucurile, mai bine consumăm un fruct
sau o salată decât niște produse procesate. Doamna Bibo, vă mulțumim mult pentru aceste sfaturi, pentru această discuție. Vă dorim o zi frumoasă și la toată lumea multă sănătate. Da, să avem grijă de sănătatea noastră. Mulțumesc, o zi frumoasă. O zi frumoasă în continuare să aveți, mulțumim. Gata, m-a convins, Betty, și tu m-ai fără convins. Ketchup. Fără ketchup, fără carne de pui, curcan sau porc sau vită, doar șnițel din conopidă, da? Bine, și iată, pot să iau un exemplu de la următorul nostru eroul reportajului, da. Pentru că se alimentează sănătos, face sport și, apropo, a obținut titlul de cine? Cel mai puternic om din Republica Moldova, da, în așa viața este. De fiecare zi este un tată și un soț iubitor care ține foarte mult la familia sa. Iar în viața profesională activează în calitate de ofițer de protecție la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Iar recent a devenit, așa cum am spus, cel mai puternic om din țară la competiția Gladiator Challenge Moldova, la care au participat 100 de concurenți. Cum se pregătește un ofițer SPPS pentru misiunile de serviciu, cum arată un antrenament, dar și o zi obișnuită din viața celui mai puternic om din țară, vedeți în reportajul ce urmează, realizat de colegul nostru, Alexandru Leahu. 2, 1. Dacă îți dorești foarte mult să fii apreciat pentru ceea ce ești și ceea ce poți, nu găsești scuze, dar posibilități ca să te impui. Mă numesc Dărnicic Valeriu, am 35 ani. La un moment activez în Serviciul de Protecție și Pază de Stat, ca ofițer de protecție. Valeriu își pune de multe ori viața în pericol, în diverse misiuni de serviciu. În mijlocit se începe programul zilnic cu activitate sportivă, ne antrenăm împreună cu colegii. La aceste instruiri, ofițerii poartă veste antiglonți, ce au o greutate de aproximativ 15 kg. Suntem pregătiți și lucrăm asupra asta în fiecare zi, practic, deci după sport, noi avem o pauză și după pauză facem antrenamente tactice. Săptămânal facem 5 obligatorii. Și deja mai am individual în oraș, în paralel pot fac două pe zi. Iar crossfit-ul durează până la 3 ore. Se începe cu încălzire obligatorie. După se lucrează cu greutăți. După lucrăm, avem în practică și box, și luptă, și gimnastică. Deci avem și obligatoriu, se termină cu extindere-întindere. Valeriu Derevenciuc practică sportul la nivel profesionist de peste 10 ani. În prima dată asta a fost când m-am încadrat în serviciu militar și am ales segmentul sportului, pentru că era o activitate ok. Cam de acolo a pornit toată direcția sportivă. Cariera și activitatea sportivă nu îl împiedică să fie și un bun familist. Mai întâi sunt un soț, un părinte. Avem obligațiuni față de copilaș. Dimineața ne trezim, toți grămăjoară, ducem copilul la școală. După școală, activitățile familiei, casnice. Tot el are grijă să ia fiul de la școală. Vlăduț vrea să fie în toate ca tatăl său. Chiar astăzi dimineață, deci eu n-am pus ieși în casă fără el, pentru că el de start mi-a spus că merge obligatoriu cu mine. Dacă ești educat în sport, ești educat în societate, ești educat în familie, în job și tot așa mai departe. El trebuie să cunoască că asta este modul corect de viață. Eu spun, haide tată, aș face un sport. Eu vreau și mai puternic și de la școală. Eu mă sunt foarte bine și tata mă dă la bazin, la box. Chiar dacă este abia în clasa 1, știe cum trebuie să fie un bărbat adevărat. El trebuie și mai puternic, curajos, să nu-și plângă, în fiecare zi dacă îl bate apoi și dă înapoi. Când te și cresc ca și tata, apoi eu în fiecare zi și câștig. Mie îmi place când tata vorbește așa frumos cu mine. De curând, Valeriu Derevenciuc a obținut titlul de cel mai puternic om din țară în cel mai tare show al toamnei, Gladiator Challenge Moldova, la care au participat 100 de concurenți. Rezultatele pot să spun cu certitudine că sunt datorită colegilor de serviciu, datorită antrenorilor, datorită directorului, pentru că ne-a dotat bine sala. Domnul Valeriu este un om destul de puternic și în antrenamentele care le facem
împreună în timpul serviciului și în afara serviciului. Uneori ne mai întâlnim și facem antrenamente. Mereu merge cu o inițiativă de unde este o limită de muncă, să mai punem în compas, să mai facem în compas, ca să avem permanent rezerve. La toate provocările, Valeriu e foarte bravo, e foarte ambițios, e foarte disciplinat, are caracter, are ambiții și doar cuvinte de laudă putem spune despre dumneavoastră. Nu eram probabil în forma asta care este dacă nu era soție, fiindcă datorii avem un regim de alimentare corect, un regim de sport corect. M-am gândit mai mult la copil. Asta a fost primul și unicul meu susținător și motivație pentru rezultatul dat. Eu am un principiu, spunem așa, în viață. Tot ceea ce fac, eu fac pentru ei, ca să fiu mândria familiei și să las o amprentă corect în istoria sportului, în istoria familiei. Da, bravo, bravo, iată, poftim, o mândrie adevărată și pentru fiu și pentru întreaga țară, pentru că e și o motivație pentru a ne pune în funcțiune, pentru a lupta pentru visurile noastre și, na, sportul nu strică niciodată. Da, și noi am avut ocazia să-l cunoaștem și noi, pentru că a venit și am discutat cu el în emisiune și ne-a povestit despre cât de greu și... T-ai văzut? Ai văzut cum se antrenează fiul lui? Este viitorul cel mai puternic om al Republicii. Și cum se mândrește cu tati. Normal. Atunci noi am intuit că așa ceva va fi. Da. Multă baftă, iar noi continuăm cu calendarul istoric. Prima parte a calendarului istoric. Suntem în data de 14. Ai uitat? Da, nu, te-am verificat, n-am uitat. Uite, mă uit la ecran și îți spun în dată. Da, deci suntem în data de 14 noiembrie. Facem și noi niște exerciții, așa ca să nu dăm impresia că ne uităm la ecran. Deci, în data de 14 noiembrie 1889, Nellie Bly, o ziaristă americană, a început o călătorie în jurul lumii în încercarea de a dovedi că poate realiza această aventură în mai puțin de 80 de zile, inspirată fiind de romanul lui Jules Verne, Ocolul Pământului în 80 de zile. Bly a reușit să parcurgă această cale în 72 de zile și 6 ore și 11 minute, stabilind un nou record. Până Jules Verne a fost impresionat de eforturile lui Nellie Bly și a trimis un mesaj de felicitare în momentul în care a aflat că aceasta a reușit să completeze călătoria într-un timp foarte scurt. Datorită acestei performanțe, Nellie Bly a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din presa americană. A continuat să facă reportaje spectaculoase și a fost o pionieră în jurnalism. Jurnalismul de investigație. Da, și apropo aici se spune că a făcut o faptă eroică în reportajul ei de investigație, că timp de 10 zile a stat într-un spital de pacienți bolnavi psihic și s-a prefăcut atât încât au crezut-o și specialiștii pentru a investiga comportamentul față de acești pacienți. Wow. Și după asta au schimbat regulamentul și comportamentul. Wow. Mai avea și un pumnal în gentuța ei, un pumnal dat de Jules Verne pentru călătoria ei și când acolo, la o verificare, i-au luat pumnalul, da? Pentru că totuși se considera un obiect periculos. Da. Pe data de 14 noiembrie 1840 s-a născut Claude Monet, pictor francez, considerat unul dintre pionerii mișcării artistice impresioniste. Termenul impresionism a fost derivat din titlul unei lucrări a lui Monet, Impression Sunrise. În tinereță, Monet a avut dificultăți financiare și chiar a dat foc unor picturi pentru a se încălzi. Cu toate acestea, mai târziu a devenit unul dintre cei mai bine plătiți artiști ai timpului său. Mai rar se întâmplă cu mari pictori. A fost puternic influențat de estetica japoneză, iar una dintre cele mai cunoscute serii ale sale e seria Nufărul Japonez. A creat peste 250 de picturi ale acestui subiect în grădina sa de la Giverny, ilustrând schimbările de lumină și culoare. În ultimii ani de viață, Claude Monet a lucrat la o serie de picturi cunoscute sub numele de camere rotunde. Aceste picturi, surprind interioarele unor clădiri prin utilizarea culorilor vibrante și a luminii. Da, era un împătimit al luminii și experimenta foarte mult cu aceleși peizaje, dar cu diferite tipuri de lumină. Reprezenta altfel lumina. Și apropo, era și un caricaturist foarte împătimit, deși nu i-a fost recunoscut niciodată acest talent. Da. Picta probabil pentru el. Și mai picta și fumătorii. Era împătimit și de fum, pentru că și fumul la fel schimba un pic traiectoria luminii, schimba lucruri. Un efect mai special ceva, da? Da. Un mare vizionar. Iar la 14 noiembrie 1869 s-a născut Iulia HD, tânără intelectuală, scriitoare, inclusiv de limba franceză, muzician,
pictoriță, având un talent deosebit în limbi străine și filosofie. A fost un copil supradotat, la nici 8 ani a susținut examenele cumulate ale celor 4 clase primare, iar la 11 ani a absolvit Colegiul Național Sfântul Sava. În paralel a urmat cursurile Conservatorului de Muzică din București, apoi a plecat la studii la Paris. A fost prima româncă cu studii la Sorbona, începute de la 16 ani, uimindu-și profesorii cu talentul său. A scris preponderent poezie, dar și piese de teatru, povești și povestiri, cum ar fi Lacrimile copilării, Prințesa Papilon. A murit de tuberculoză în vârsta de doar 18 ani, iar după decesul ei, tatăl ei, ilustrul om de cultură Bogdan Petrecioi cu Hașdău, nu s-a împăcat cu pierderea ei și a început să practice spiritismul. Da, fraților, este prima parte a calendarului. Noi mai revenim și în ora a doua cu alte evenimente care s-au întâmplat în istorie în data de 14 noiembrie. Neapărat, suntem, da, în 14 noiembrie, dar nu uităm de data de 17 noiembrie. Va avea loc concertul cu celebra formație Eborn, Ultimate ABBA Classic Show, iar TVR Moldova este partener media general al evenimentului. Pe pagina noastră de Facebook, Telematinal, am organizat și un concurs și puteți câștiga două invitații. Ei, uite că de mai bine de 20 de ani, Born a devenit una dintre cele mai de succes trupe de tribut ABBA din Europa, având peste 5.000 de concerte și câștigând respectul fanilor și criticilor deopotrivă. În toamna anului 2009, trupa a câștigat premiul Cele mai bune tributuri ABBA în cadrul emisiunii de televiziune franceză FT1, cu peste 70 de milioane de telespectatori. Trupa a împărțit scena cu mari artiști precum Thomas Anders, Otavan, DJ Bobo, Bone M, Joyce and Donovan, Ace of Base și alții. Au susținut peste 500 de concerte în peste 65 de țări, la care au venit mai mult de 5 milioane de spectatori. Și uite că la aceste 5 milioane de spectatori se vor alătura și spectatorii noștri din Chișinău. Da, reușești să mergi? Deci stai, 17 noiembrie, joi, da? Să înțeleg, da, 14, da. Nu, joi, care e miercuri, vineri, sâmbătă, nu, joi, nu știu, da, când e 17 noiembrie. Cert e că nu o să, de ce am făcut chestia asta, e că nu o să reușesc și avem spectacol. Noi vineri avem spectacole, draga mea. Ai găsit scuze, da. Bine, hai. Fenomen spectaculos la Galați. Dunărea a apărut că fierbe după ce deasupra fluviului s-a format ceață. Densă și loptoasă, navele mari nu au probleme pe canalul navigabil în ciuda acestui fenomen, însă cei care traversează Dunărea cu bărci mici trebuie să fie foarte prudenți. Natura a creat lumini, umbre și un fel de ceață albă și densă deasupra apei fluviului. Acest fenomen spectaculos apare în general toamna și primăvara, atunci când există diferențe de temperatură între apă și aer, și poate fi admirat cel mai bine de pe faleza superioară a Dunării. La primele ore ale dimineții, apa Dunării avea 17 grade, în timp ce în aer se înregistrau doar 2. Astfel, deasupra fluviului s-au format aburi groși, care însă nu împiedică circulația navală. La nivelul comandanților, care sunt la o înălțime considerabilă, să zic așa, nu încurcă acea ceață, vizibilitatea este bună, au echipamentele radar care funcționează și nu e nicio problemă. Localnicii s-au obișnuit cu acest fenomen, însă pescarii spun că atunci când trec Dunărea cu bărcile mici, trebuie să fie extrem de atenți. Când dai vapoarele peste tine, când ești la pescuit, cel mai urât sentiment e pur și simplu navigația pe Dunăre. Fiind în barcă, nu mai vezi nimic, deci o ceață foarte densă, nu vezi la 10 metri în față. Ceața se lasă, deci, cum să zic eu, se lasă tot așa deodată în toată asta, se ridică din, deci apurile din Dunăre se ridică în sus. Și altfel, nu-i ca ceața. Fenomenul se înregistrează de obicei la primele ore ale dimineții, la scurt timp după răsăritul soarelui, și nu durează mai mult de 20-30 de minute. Ești ocupat, Anatol. Ai fost etichetat de cine? De un telespectator fidel, da? Am vorbit de Dunăre și uite că rapid am trecut prutul, dar un telespectator din România ne-a etichetat și ne-a și pus acolo pe Instagram, frumușei. Arătăm bine la ecran. Da, și vă îndemnăm și pe voi, dragi telespectatori, dacă cumva ne urmăriți, puteți să postați și pe rețelele de socializare și să ne etichetați, nu? Îi mulțumim lui Dragoș foarte mult pentru aprecierea lui. O să facă o comunitate de fani în curând. Da, dorim acum să-i răspundem, luăm o scurtă pauză. Da, revenim, stați aproape. Așa.